toate tonomatele și toate oficinele și toate alea plângeau de mila lui Navalny, da? Dar nu v-a zis niciunul. Și voi să întrebați, dar ce dracu trebuia să ne zică? Păi v-a zis vreunul de Revoluția Colorată? Știi și aia? Și voi zice, nu, ce, prima oară când am dat și eu. Păi, Navalny ăsta s-a întâlnit cu un agent de la MI6, care există o înregistrare în care băiatul negocia între 10 și 20 de milioane de dolari să pornească pe an, să pornească o revoluție colorată în Rusia. Și voi zice, băi, ești nebun? Păi noi asta nu știam. N-aveați, bă, de unde să știți, că vouă nu vi se spun lucruri, vouă vi se spune doar ce trebuie să auziți. Drept urmare, ăla n-a intrat la pușcărie așa aiurea în tramvai. Ăla a vrut să facă niște lucruri, niște nefăcute. Că nu se duce nimeni, frățioare, la pușcărie dacă nu există niște fum. Mai fiind bineînțeles că dacă îți vezi de treaba ta și ești în parametri și nu te-a pus să faci pe zmeul, să faci tu pe deșteptul, n-are nimic cu tine. Dar tu când te întâlnești cu niște agenți străini și ceri între 10 și 20 de milioane de dolari pe an să pornești o revoluție, eu zic că nu e un lucru foarte bine și foarte bun. Nu? Nu e bine deloc. Voi ce zice? Și el zice, du-te bă de aici că nu te cred. Păi nu mă credeți, mă, pe mine. Credeți filmul care vi-l pun acum să-l vedeți. We would expand our activity to push it down. A little money. If somebody would spend, I don't know, 10, 20 million dollars a year on supporting this, we would see quite different picture. And this is, you know, not a big amount of money for people who have billions at stake in this game. Yeah. So that's the message that I'm trying to project in my fundraising efforts and coming to people in business community. Yeah. We need to play on different chess boards. Yeah. Mass protests, sale initiatives, propaganda, establishing contacts with the elite and explaining to them that we are reasonable people and not we're not going to demolish everything and take away their assets, things like that. So we'll see what comes out of that. Okay. So this broadly describes what I do. Okay. Well, yeah, I mean, not a small job. Yeah.